Dar la televiziune niciodată n-a fost lapte și miere. Liste negre au fost întotdeauna. Se schimbă regimurile, dar metodele rămân aceleași. Nu mi-am dorit să văd Moldova 1 muri bundă. Vreau să zic că după ce am plecat, chiar nici nu m-au invitat niciodată. Așteptând-o la poarta televiziunii, m-am prins la gândul că nu-mi doresc să intru. Eu am venit atunci la radio cu gândul să refuz frumos. Eu devin foarte rea atunci când văd obrăznicia. Mult mai târziu am înțeles că el, curățând încălțămintea aceea, își exprima dorul de copil, de nepot, Doamna Gutiera Prodan, vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat să veniți în cadrul acestei discuții. Cu drag! Mie îmi plac oamenii și jurnaliștii care încearcă să se vadă și altceva decât ceea ce se face la suprafață. Și tu ești unul dintre, dintre, ei și chiar te admir foarte mult de, de câțiva ani și admir toate proiectele tale, așa că succes în continuare. Mulțumesc tare mult! De ce v-a fost cel mai mult frică atunci când v-am făcut invitația? Eu nu știu dacă eu sunt omul care Chiar ar merita să fie, nu știu, <laughs> în vizorul. Eu mi-am făcut meseria și consider că mi-am făcut onest meseria, așa cum ar trebui să o facă fiecare. Că merit mai mult sau merit mai puțin, asta chiar pentru mine deja nu mai contează. Când eram tânără, sigur că vroiai, vroiai să demonstrezi ceva, vroiai să, să știe lumea că, uite, faci bine. Acum lucrurile astea nu știu cum deja nu mai sunt interesante. Mă bucur atunci când eu am starea confortului interior și pentru mine asta contează la moment mai mult. Eu, după cum ați observat, nu fac o descriere la începutul discuțiilor despre omul pe care l-am aici pe scaun, pentru că știu că merită să fie în fața mea și merită să-l audă o, o țară întreagă. Iată de ce vom încerca astăzi, în cadrul acestei discuții, să vă descoperim, să vă redescoperim, pentru că în cei peste 30 de și ani, 5. 35, <laughs> da, deja, de mass media, cred că oamenii v-au descoperit, dar atât cât le-ați dat dumneavoastră voie să o facă. Da, așa este. De fapt, eu cred că fiecare dintre noi face lucrul ăsta. Pentru că, nu, din, nu pentru că ai ceva de ascuns, pur și simplu sunt niște lucruri, fie că nu te-au întrebat nimeni, sau fie că le păstrezi pentru tine. Eu o să încep cu o întrebare, probabil care a stat pe buzele multora, dar nu au avut, nu că curajul, dar oportunitatea să vă pună. Cine v-a pus numele Gutiera? Pentru că e un nume atât de rar pentru Republica Moldova. A insistat tăticul meu. Și vreau să vă zic că eu am avut norocul, într-adevăr, să am niște părinți și niște bunei extraordinari în care, în familiile cărora s-a citit foarte mult, s-a spus poezii, s-a jucat teatru. În general, sunt fiecare dintre ei excepționali. În cazul numelui, tăticul și mămica, că ea am spus, sunt primul copil și evident fiecare cel mai iubit, da? cum zici că făcut din dragoste, primii copii sunt făcuți din dragoste, ceilalți tot din dragoste, dar mai așa cât ți dă Dumnezeu. Atunci când mă născusem eu pe ecranele televizoarele noastre a părut un film foarte bun, Omul Amfibie. Și în prim plan juca actrița Anastasia Vertinskaya, o actriță cu renume mondial, o rusoaică extraordinar de frumoasă și talentată și eroina principală era Gutiere. Atât de mult și atât de interesantă a fost novela, povestea, filmul și actrița extraordinară și părinții mei și-au dorit numele Gutier Gutiere, dar ținând cont că gutiere parcă era mai dificil, ei au rotungit și au făcut gutiera inițial cam să uitau sceptici cei care au au înregistrat, dar au acceptat și așa m-am pomenit gutiera. Curios este, uite și asta, chiar și acum de câte ori botezi pe cineva sau mă duc la biserică, părintele mă întreabă, dar botezată cum sunteți? Asta am vrut să vă întreb, uite. dar sunteți botezată <laughs> Și cum? botezată sunt butiera. Mi-au spus cum s-a întâmplat lucrul ăsta, pentru că părinții erau ambii profesori, pe atunci nu se dădea voie să-ți botezi copiii, așa erau niște legi descrise, și m-au botezat buneii, tocmai în Rășcani, la nordul Moldovei, și s-au dus să mă boteze sora bunicii mele cu cineva, o verișoară de-a ei și atunci părintele zice că păi nu este în cartea bisericească numele ăsta. Dar ea atât de mult l-a convins că uitați-vă ce e de frumos, uite și așa el a mers la compromis și m-a botezat gutiera. V-ați interesat vreodată dacă mai există cineva în Republica Moldova cu acest nume? Există, sunt chiar câteva gutiere, dar deja după mine, eu am fost prima, pentru că a fost o perioadă când eu am fost mulți ani pe sticlă, pentru că am început cariera mea în mass media, încă atunci când era Uniunea Sovietică, și aici era unica televiziune, un comitet pe televiziuni, Radio Vișaniu, și trebuia să treci foarte multe rigori. Și atunci eram printre puținii care am avut norocul și oportunitatea să fiu în emisie directă mai mulți ani Și probabil multora le-a plăcut ceea ce fac eu și după aia mai știu că sunt câteva gutiere Pare mi se că vreo 4-5 Probabil într-adevăr s-au inspirat de la numele dumneavoastră da, Și ști. de la faptul că v-au îndrăgit în acești ani fiind pe sticlă Vom vorbi despre cariera dumneavoastră în domeniul televiziunii, dar și radioului, de la o vreme, dar până atunci vreau să rămânem la copilărie. Și să mi spuneți ce vă amintește de copilărie. Eu am avut norocul să am o copilărie extraordinară. Am avut norocul să am o copilărie care probabil m-a făcut să fiu ceea ce sunt eu astăzi. Părinții profesori și nu aveau ce face cu mine, pentru că era un sat străin, unde nu aveau rude. Deci ei au venit să profeseze Ei da? au venit să profeseze Pentru că tăticul e din raionul Briceni și mamica din raionul Râșcani Pe atunci te trimiteau, apropo, în genere e foarte dificil atunci când mă întreabă cineva unde m-am născut Asta probabil este cea mai eu încep a râde și to toată lumea nu înțelege de ce eu încep a râde, Pentru că părinții fiind profesori i-au trimis în Danco Hyncești, un sătuc de lângă Leușeni eu m-am născut, în Danco era un sat micuț și atunci când a venit sorocul cu Sania, au venit la maternitatea din, din Cărpineni Hâncești eu m-am născut la Cărpineni Hâncești de două luni m-au dat la bunei din Druță Râșcan, ca să mă ia în clasa întâi la școala din Zimbreni, ialoveni, pentru că părinții atunci la Danca au mai stat un an. După asta au venit la Zimbreni, ialoveni. Și, și vedeți ui... că eu mă mândresc cumva că sunt din ialoveni și ah. le spuneam celor pe care îi cunosc că o știu pe Gutiera Prodan și e tot din ialoveni. Uite câtă lume bună. Se pare că am dat-o cam în bară <laughs> că nu sunteți de acolo. Nu că am mai dat-o în bară, pentru că oricum maturitatea și atunci când ai prins la puteri, a fost Zâmbreni-Ialoveni pentru că am făcut școala, după aia și acum părinții, mămica a rămas, tăticul nu mai e, sunt în Ialoveni, Zâmbreni-Ialoveni dar m-am format la rășcani. și acolo vreau să vă zic că sunt niște locuri de poveste niște locuri cu o arhitectură și niște stânci extraordinare, sunt și niște râulețe și niște izvoare extraordinare, dar norocul a fost că bunelul a fost profesor și el a fost director de școală și fiind la pensie au avut timp să, să aibă răbdarea cu un copil. Și dacă eu eram unica care m-a lăsat de câteva luni și m-am format acolo, și eu, practic, știam istoria românilor din copilărie, știam muzica românească și moldovenească de atunci, din copilărie. Și asta pentru mine a fost ca ceva firesc. Pentru că atunci când noi am devenit stat independent și când toată lumea a început să cunoască multe din istorie, a început să cunoască muzica românească și toată lumea era o după Zaraza, după toate cântecile astea, eu m-am uitat un pic la ei, mă uitam un pic straniu pentru că eu cu asta am trăit. Eu pe asta le-am cunoscut încă din copilărie, pentru că tăticul meu putea să cânte o săptămână, zi și noapte, tot repertoriul muzicii românești, moldovenești, rusești, etc. El era un de, de, artă, de tot ceea ce este artă. Și asta m-a format. Mai e ceva, părinții mei erau îndrăgostiți de teatru. Și vreau să vă zic că, uite, iată zâmbrenie ialovenii, acum e ușor să ajungi la zâmbreni. În 20 de minute, maxim jumătate de oră, de la Chișinău ești acolo pe timpuri nu era drumul ăsta nou și ca să ajungi de la Chișinău la Zâmbreni îți trebuia vreo oră jumătate, înconjuram probabil jumătate de Europa. Dar părinții mei, fiind îndrăgostiți de teatru, ei cu mămica profesoară de limbă moldovenească pe atunci română, își aducea toate clasele cu care ea, la care ea era profesoară, le aducea la teatru. Și practic, pentru că și toată, toți părinții, toți părinții din Zâmbrini își doreau ca copilul lor să nimerească în clasa care era profesoară mămica mea, pentru că ea era dedicată total și scotea și, un pic din, și spațiul. scotea din spațiul ăsta, pentru că nu era spectacol de muzică pe care noi să nu-l vedeam, nu era... Eu ca copilul lor, evident că mă duceam cu toate clasele, care ea avea 10-12 clase și eu același spectacol de teatru, eu practic îl știam pe de rost, știam, eu, mie mi-a fost ușor să vin în mass media pentru că eu cunoșteam soarta artiștilor de la Prima lor evaluare, atunci când s-au întors echipele de teatru de la Siuche, de la Moscova, de, și eu le-am văzut cum fiecare dintre ei au evaluat, nu din spusele altora, dar eu i-am văzut cum fiecare dintre ei au crescut. Și de aia, într-adevăr, Asta, mediul în care eu m-am format, eu zic că asta a fost norocul meu, pentru că bunelul, tu spui din copilărie, eu mi-aduc aminte cum, ca la țară, munceau mult, trebuiau să facă, dar seara, indiferent cât de târziu nu era, ne așezam pe prispa casei și el îmi arăta ursa mare, ursa mică, mai povestea ceva de Ștefan cel Mare. Apropo, mai este un caz cu, cu bunelul, el și a luat o, o clasă de a lui, era de acum târziu, mult mai târziu, și i-a adus aici, la Chișinău o excursie. S-a apropiat, pe atunci era monumentul lui Lenin și Ștefan cel Mare, el s-a dus întâi la Ștefan cel Mare cu toată clasa. Atunci, în genere, toată clasa a dormit la mătușa mea aici, pe strada Muncești. I-a dus, s-au dus cu flori la Ștefan cel Mare și apoi, după aia, s-au dus la monumentul lui Lenin. Așa era la Ștefan cel Mare, a început să le povestească și uite un caz s-a cineva de el și zice că da, de unde sunteți? Și zice, păi iată, din ruță, râșcani, uite uite, 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 așa. Vreau să vă zic că până seara tot ministerul știa, atunci era încă în Uniunea Sovietică și era, a fost un ajutaj foarte mare. Cum așa a venit și nu s-a dus la monumentul lui Lenin, dar s-a dus la monumentul lui Ștefan cel Mare. Apropo, atunci în presa aceea de atunci nu, nu, nu s-a scris cine e, dar asta a fost bunierul meu. L-a salvat l-a salvat și nu l-au dat afară, doar pentru că bunica mea avea o verișoară care lucra la Comitetul Central și lucra pe învățământ pentru că putea să, să zboare din toate funcțiile care erau atunci. Dar așa au fost ei. Ei au fost uh, uh, oameni prin esență. Uite, oameni ai artei, iar tot ceea ce este frumos, pentru că uh, încă un moment, eu, eu, uh, într-adevăr am foarte multe momente din copilăria mea. Uh, Bunelul meu nu a fost medic, a fost profesor, un profesor foarte bun, uh, dar eu mi aduc aminte. Cum toți oamenii de prin satele vecini, atunci când îl dureau în dinte, veneau la bunelul meu și el făcea nu știu ce preparate. Era vraci. Era vraci, într-adevăr. Sau dacă cineva își fractura mâna, și eu asta țin minte foarte bine, el făcea gipsul, cu, țin minte, cu făină, cu ou, cu spirt, nu știu ce mai puneau acolo și el așeza mâna, punea gipsul celălalt și toți oamenii se duceau acasă. Adică, uite, oameni care uh, erau, într-adevăr, dedicați semenilor lor, uh, putea să nu o facă, pentru că nu. Dar, uite, eu momentele astea mi le aduc aminte foarte, foarte bine. Știți, eu îmi dau seama că acest context, acest spațiu în care ați copilărit, v-a format. Totuși, știu că există o presiune a societății atunci când te naști într-o familie de profesori sau de învățători, de medici trebuie să corespunzi anumitor standarde. La școală trebuie să fii cel mai bun, dacă mai ai și norocul sau nenorocul ca un părinte să-ți fie diriginte, atunci și mai mult trebuie să demonstrezi că ești cel mai bun. Unora nu le reușește. Simțați atunci presiunea asta pe dumneavoastră? presiunea era, sigur că, că, era, mai ales cu părinții mei care, apropo, niciodată nu mi-au zis că eu trebuie să învăț cel mai bine. În general, la noi în familie nu s-a discutat ce note trebuie să ai, dar nu știu de ce trebuia să fie perfecțiunea într chipată, fără ca să se spune despre lucrul ăsta. Se înțelegea de la sine. Se înțelegea de la sine și parcă așa era firesc. Mamica mea, am avut norocul și nenorocul să-mi fie profesoară de română. Tăticul nu mi-a predat, dar mamica, ea, dacă știa într-adevăr foarte multe și avea obiceiul să ne mai dea pe acasă ceea ce nu era în manual. Trebuia să studiez suplimentar, nu doar ceea ce este în manual. Și iată, ea venea la ore și întreba. Și îl întreba: Ionică, Vasilică. Nu știa Ionică, nu știa Vasilică, nu știa Mărioara Îi întreba așa pe 2-3 și ajungea la mine Gutiera, dar tu? De cele mai multe eu ori știam, dar se întâmpla și cazuri când eu nu știam Și atunci mă față de toată clasa Dar ce gutiera? Ai boi, vaci, oi acasă și n-ai avut când să studiez. Și toată clasa, ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha, dar eu în meu zic, las că vii tu acasă. Lasă deci acasă nu v-am îngăiat pe creștet. Nu, categoric nu. Eu trebuia să știu totul, în viziunea lor trebuia să știu chiar totul. Dar și colegii uite, cum vă percepeau? Um, nu am avut conflicte, adică de genul ăsta. Știau, adică că cerințele sunt foarte mari. Știau că nu se trebuie să știi absolut totul și uh, nu am fost o Vreau să zic că nu am fost o tocelară. Deci nu ați învățat pentru note? Nu, categoric nu am învățat, poate doar am învățat un pic de fizică și chimie, așa că trebuia să am note bune, bune și că nu prea mi-au mi fost dragi aceste obiecte, dar eu am citit foarte mult eu am citit într-adevăr foarte, foarte, foarte mult. Și eu câteodată cărțile de literatură artistică, că mi le luam și la școală și la recreație când toți elevii se zbenguiau, dar eu mai citeam ceva. Se mai întâmpla așa și câteodată la unele obiecte care nu-mi prea păreau mie interesante, sub manualul cel mai aveam carte de literatură artistică și încă mai treceam cu ochiul furișam. Nu ați fost prinsă am mai fost eu prinsă, dar mă străduiam și eu. Eu am avut o memorie foarte bună. Și uite, mie mi era suficient să citesc o dată și la mine se memora materialul ăsta. Și asta mi-a ajutat să am timpul ăsta liber, adică să mă axez pe ceea ce mi-e interesant mie. Sâmbăta și sâmbetele noi învățam atunci, dar duminica se întâmpla așa ca părinții să mă alunge din casă, să mă duc să mai stau la aer, pentru că eu stăteam doar cu nasul în carte. Și o făceam pentru că chiar eram pasionată de asta. Și eu mă vedeam și eu în mijlocul eroilor. Eu eram și eu parcă parte din romanul acela, de acțiunii care este. Și asta a fost viața mea și eu sunt bucuroasă că asta mi-a fost viața. Eu știu că pe atunci care erau distracțiile? Erau nunțile în sat, și toată lumea, marele distracții erau la nuntă și copiii toți se duceau pe lângă gard și se uitau la mire, mireasă, cum erau jocul. Sau mai aruncau cu apă când Se mai aruncau cu mireasa. apă, da, și pe atunci în genere la Zâmbrini era, era foarte, erau foarte interesante nunțele. Se duceau la mire, apoi mirele cu tot alaiul mergeau la mireasă, de la mireasă se întorceau iarăși la mire unde avea loc jocul. Și uite, atunci mămica mea tot zice că dar du-te și tu cu copiii la nuntă. <gântări> numai, numai, pentru că nopțile, apropo, nopțile ca să nu mă vadă, mai puneam plapoma, plapoma în cap și cu lanterna, cu becul, citeam, adică nu mă puteam desprinde, uite, până nu vedeam romanul încheiat și asta, asta m-a format pe mine. Se zice uneori că oamenii prea educați au de suferit. Va ajuta sau va încurcat buna educație în copilărie și adolescență? E o dosă de adevăr în asta pentru că de multe ori noi începem să credem în povești și poveștile, realitatea e un pic alta și ne joacă festa. În cazul meu, nu știu, probabil eu parțial parțial, poate că. În rest, eu știi cum a fost în cazul meu? În cazul meu, nu știu de ce, mediul a rămas cam aceeași, pentru că mămica, erau cinci copii în familie. Și toate fratele și sororile ei erau profesori și ei adică și una de istorie, alta de matematică. Apoi mai aveam niște verișoare care lucrau, probabil a fost unii din primii care au fost informaticienii din Republica Moldova. Mediul nostru mare, familia mică și familia mare. Și familia mare era intelectualii de clasă. Eu am câțiva verișori de-al doilea care, cu studii superioare la Moscova, pe atunci când se făceau carte bună și cu limbi străine și am fost în mediu când am devenit țară independentă și au venit primii din Italia, profesori din Italia, Franța să predea aici la noi la universitate și verișoara mea preda și ea și eu veșnic eram acolo adică norocul meu a fost asta și eu nu, nu prea am nu simțit, simțit, diferențele dar, da, și, dar în același timp uite Făceam abstracție, nu am fost materialiști niciodată. Chiar dacă um, cineva a avut funcții mai mari, poate că întotdeauna au fost oameni. Pentru că chiar și cea despre care spuneam mătușa aceea de-a doilea care era la Comitetul Central, vreau să vă zic că peste ani după aceea, toată lumea care zicea că, uite, și eu am murit acolo, Ana Feodorovna, să știi ce om e extraordinar, că uite, l-a ajutat pe cela, l-a susținut pe cela, i-a dat posibilitatea să se afirme. Ori ești om, ori nu ești om. Uite, în familia mea mică și mare s-a pus accentul să fii om și după aia toate celelalte. Eu consider și eu întotdeauna cred că anume omul, unde se formează el, mediul, contează foarte mult. În a deveni personalitate. Și nu contează. Ești, eu am întâlnit bătrânei și bătrânii care, care au lucrat toată viața la muncile satului, dar ai o revelație să-i asculți. Nu profesia. Eu ridic, scot pălăria în fața de ridicătoare care își face onest meseria. Eu apreciez orice om care este sincer, care întotdeauna. A fost corect. Noi trebuie să fim corecți unii cu alții. Asta este adevărat că trebuie să ne educăm copiii prin propriul exemplu? Da. Așa s-a da. întâmplat în cazul dumneavoastră. Așa s-a întâmplat în cazul meu. Care sunt vorbele de duh sau citatele uh, ce se spuneau des în familia dumneavoastră? Eu nu știu dacă. Uh, hai să-ți povestesc un caz. Eu cred că asta o să fie mult mai, uh, mai clar. Uh, Uite, la nordul Moldovei sunt foarte frumoase sărbătorile de iarnă. Mai ales în satul Druță erau venea capra, ursul, cete de soldați și făceau niște miniaturi adevărate spectacole. Noi îți spun că erau părinții, erau cinci în familie, fiecare cu câte doi copii, e evident că se adunau foarte mulți. La anul nou era lege, toți ne duceam la, la bunei. Toți eram mici, nu se discuta cum să nu te duci. Și sâmbătă, după uh, lecții, ajungeam, uh, că pe atunci nu mai erau mașini și uh, autocarul nu întotdeauna mergea chiar prin sat. Mai trebuia să mai mergi vreo 3 km uh, pe jos până ajungeai la casă. Și uite, uh, veneau toți și se întâmplau așa, că uite, uh, bunei ne așteptau și așteptau copiii și nepoții, pentru că asta era bucuria cea mare, că veneau toți de la Chișinău, cam toți eram aici. Și eu, momentul ăsta, că eu, mă, eu dacă am trăit la ei, eu țineam enorm și atunci când vedeam că cineva, uite, face într-un fel, nu au grijă de ei, mă revoltam în interior și uite, ei ne așteptau cu masa plină, bun, Zamă, mai ci cum era pe acolo? Ce aveau mai ce bun? Aveau mai bun că vin copiii, copiii și neapoții. Și uite, momentul ăsta, că toată, toată vremea, după ce mâncam, toți ne alungau să ne ducem la, la culcare. Și eu, când eram mică, mă revoltam toți, dar dacă eram mulți, se întâmplau că erau vreo 20, 20 ceva, 25, 30 de perechi de încălțăminte în veranda aceea, și erau la. și noi, dacă veneam prin glot, că de multe ori era și glot, și uite, a doua zi, dimineața, toate 30 de perechi de încălțăminte erau lustruite și stăteau în rând una la alta. Și pe mine lucrul ăsta, așa, zic, cum, așa? Fiecare trebuie să-și facă să-și curețe încălțămintea. Trebuie să, fiecare, cum, așa, el, în vârstă, și uite, eu, mult mai târziu, am înțeles că el, lustruind și încălțămintea, că nu ne dădea voie să o, mi tremetea la culcare, ați venit de pe drum, el, curățând încălțămintea aceea, el, într-un fel, își exprima dorul de copil, de nepot și dragostea pe care o are față de el. Și uite, asta era o bucurie enormă pentru ei. Eu am înțeles mult mai târziu. Încult, da. Uite, asta îți, îți exprim prin fapte, uite, dragostea. Și evident, dar și noi, fiecare dintre noi, asta era vara, toți nepoții de la Chișinău nici nu se discuta, toți eram la druță. Uite, era schimbul ăsta de energie, de dragoste, de... Uite, momentele astea, eu le-am trăit multe și am văzut multe. Și, și de asta prin... poți să-i spui copilului de o mie de ori să-și să curiți încălțămintea seara. Dacă el vede că taică său face lucrul ăsta dimineața, el va face dimineața. Exact așa cum, cum, cum vede la părinții săi. De aia și parcă ne-ar părea nouă, dar, dar contează foarte mult ce, ce facem noi. Pentru că școala este una, teoria și practica de multe ori sunt cam, cam diferite. Și, și de aia, eu norocul meu a fost că eu am știut să învăț lecțiile vieții. Și eu am spus de mai multe ori lucrul ăsta, pentru că ceea ce am avut eu norocul să învăț uh, mult mai devreme, alții au învățat mult mai târziu, sau poate ca că nici nu au învățat nici până în astăzi. Eu vorbesc de generația mea. Eu, uh, nu știu ce, chiar de multe ori eu am un fiu un preot. Un preot extraordinar de bun, un tânăr, instruit, citit, cu câteva facultăți, inclusiv și psihologie și este unul prin vocație preot, pentru că părinții lui nu sunt preoți, de obicei este, așa este. Vorba despre domnul da, Nicolae Ceva. Ciobanu. Da, consilierul cultural la Mitropolia Moldovei. Și eu îl cunosc, că îi cunosc părinții și pe ei de când erau prin clasa șasea, că așa, întâmplarea a făcut să-i cunosc și am văzut cum a crescut. Și eu de multe ori zic, mai glumesc, că dacă eu sunt nănășica și el nănășica, uite așa, de obicei, săruți tu mâna preotului. În cazul dat este invers. Și eu câteodată, înainte mai glumeam, zic, zic, părinte, finu, zic, nu știu, nu știu ce e cu Dumnezeu ăsta, dar el face, prima dată a făcut ochii mari, zic, zic, eu nu știu ce, ce gânduri a avut el cu mine, <laughs> pentru că nu mi-am dorit niciodată să pictez și de ce aș zici, Ah, pictează. Nu mi-am dorit niciodată să scriu poezii. Nu mi-am dorit asta. Și într-o bună noapte m-am trezit cu un vers, un vers în minte, după care au curs una după alta, că mulți. Și uite, multe daruri pe care eu le am în viața mea, nu le-am dorit, dar ele au venit de la sine. Eu cred că atunci când tu ești sincer cu tine, cu lumea de jur, atunci, și Dumnezeu îți oferă niște daruri pe care tu, la care tu nici, nici să aspiri, nici să, să visezi. Asta este, dar pentru că noi, da, noi, fiecare om poate să-și pună o mască. Fiecare din om poate. Noi avem fiecare dintre noi și abilități de actor, un pic. Putem să-i amăgim și pe cei din jur, dacă ne dăm străduința, dar pe noi nu ne putem amăgi cât de tare nu ne-am străduit, noi pe noi nu ne putem amăgi. Noi știm foarte bine ce avem în interiorul nostru. În ce cazuri, în ce condiții este necesar totuși să te amăgești? Pentru a-ți fi mai ușor. Dar noi am, sunt cazuri când noi ne amăgim. Pentru că sunt situații atât de durute, sunt oameni care... Um, care ești poate cot la cot de multe ori și dacă și nu te-ai amăgi un pic să vezi doar partea pozitivă a lui, atunci s-ar fi greu Și uite, eu cred că în cazurile astea noi ne amăgim. Pentru atunci când ne dorim viața să fie un pic mai frumoasă. Pentru că ea nu întotdeauna este frumoasă și de obicei trădează, mulți trădează în ziua de astăzi. În tinerețea mea nu erau atât de multe trădări sau poate că nu erau atât de durute. Nu știu, dar... Sau poate că nu aveați experiență de a face o analiză. Poate, și asta poate, dar nu, nu doar. Eu cred că totuși nu erau atât de multe, pentru că lumea avea, nu știu de ce, capacitatea să se bucurești de succesul altuia. Ceea ce nu văd eu astăzi. Eu sunt, cred că, un jurnalist bun. Cel puțin sper că sunt un jurnalist bun și îmi place să observ oamenii. Îmi place să, să văd, să studiez și să văd comportamentul lor în diferite situații, în diferite momente. Așa, ca omul dintr-o parte. Dar asta, probabil, nu doar este că sunt jurnalist, dar mie mi-a plăcut un pic filozofia, energiile, să văd cum lucrează lucrurile astea. Și, și de multe ori, uite, vezi că cum omul singur își, își macină energia și își pierde energia. Nu pe lucruri care ar trebui. El își face rău și oamenilor din jurul, din jurul său. Și asta ții trist, pentru că, având. Viața noastră este una. Ne place nouă sau nu ne place nouă. Vrem noi asta sau nu vrem asta. Viața va fi cu noi și fără noi. Și, uite, eu, eu mă mir de multe ori că omul, de capacitatea omului de a distruge propria viață, de parcă el ar mai trăi o dată. Dând răutate primește Dând răutate. Dând răutate, dar legea bumerangului există. Legea bumerangului există și dacă înainte erau în vorbele bătrânilor din copilăria mea, era că nu fără rău, că uite el o să cadă pe copii, nepoți și nu știu ce acolo. Acum legea pomerangului e și el cu alții herți acum. Acum nu te-ai gândit și o primești în cap de multe ori. Uite, asta este. S-au grăbit toate. S-au grăbit toate. Da, s-au grăbit toate și, și, de multe ori ne pomenim și zice că da, de unde? De ce se întâmplă așa? Păi ia și vezi, poate că și tu ai greșit pe undeva, nu doar lumea din... Și nu ne place să dăm vina pe alții. E mai ușor. E mai ușor și e mai simplu, da. La noi toți sunt vinoveți, sunt vinoveți vecinii, copiii, părinții, colegii și așa mai departe și niciodată nu suntem vinoveți noi. Mă gândeam să vă întreb dacă va influența cineva alegerea facultății, dar înțeleg că nu. Nu, nu mi-a mi influențat alegerea facultății, dar și aici e, un, e o situație de ochiată. În general, în viața mea sunt foarte multe e, situații <gântu -i> întâmplătoare sau deloc întâmplătoare. Când îți spuneam că la Sămbrei nu erau drum și ca să trebuia să mergi jumătate de Europa ca să ajungi la Sămbrei și uite mașinile de ocazie se opreau în deal la telecentru, era pe acolo un drum. Și pe atunci în telecentru nu erau case, erau, era o văgăună, erau niște gropi, dar era turnul televiziunii. Și eu mi-aduc aminte, nu știu câți ani, era mică, cam prin ce, clar, câți ani, 5, 6, 7, că nu eram mai mare și mergeam pe acolo la stația aceea unde așteptam mașinile de ocazie și treceam și vedeam turnul și zic, ce e asta? Eu întrebam, dar mămica n-a avut ce face și zici că, păi iată, uite că noi am avut televizor, unul micuț, negru, cum era printre primele televizoare acolo, zic că uite, iată, aici este televiziunea, și uite, pe turnul ăsta te urci și te arată la televizor. și eu, eu mi-aduc minte în momentul ăsta. Și eu în căpșorul cel al meu eram curioasă, mă gândeam. Eu nu-i spuneam mică ca să nu par, dar uite că... Dar mi-aduc aminte de gândurile astea, zic, zic, interesant. Ei se urcă acolo sus, dar oare când bate vântul ei nu cad jos? Uite, după ulterior, eu uitasem, eu mi-am adus aminte de din momentul ăsta din copilărie, mai târziu când deja eu lucram la televiziune, și mi-am adus aminte din momentul ăsta din, din, din copilărie, zic că, măi, uite, predestinația a fost încă de atunci când eu îmi puneam întrebarea ce e cu turnul acela și dacă cum cade omul, dar ori chiar când bate vântul, cum te urci tu pe turnul acela? Curiozitatea a fost și probabil asta m-a influențat. Dar pe atunci, eu era ziarul Raional, calea lui Octombrie, la Ialoveni, și atunci ca să ajungi la Facultatea de jurnalism trebuie să ai materiale publicate în presă. Nu era deci, înainte de facultate, înainte trebuia... de facultate trebuia undeva 2-3 ani să ai publicații în presă. Altfel nu te dai la facultate. Era doar o singură instituție, era Universitatea de Stat, erau doar două grupe, una rusă și una moldovenească și doar erau 25 de oameni. 25 și 25. De aia noi toți jurnaliștii din timpul celor, noi ne cunoaștem unul pe altul pentru că toată, toată facultatea erau 250 de oameni. Și toți sunt buni. Și toți sunt buni <laughs> pentru că toți vroiau să fie cei mai buni în meseria lor și în afară de faptul că erau cinci examene, cinci, tocmai cinci, în afară de asta cei de la jurnalism aveau 7 examene, pentru că două examene erau uh, proba scrisă și proba orală până a da examenele. Că dacă nu, nu dădeai proba uh, de creație, dacă nu te probele de creație, nu te admiteau la facultate. Și de aia uh, eu pot să, că mi-aduc aminte, uh, proba scrisă, toți erau mulți, mulți, pentru că dacă era o singură facultate, atunci când am intrat eu, erau vreo 17 pe un loc. Și ne-au dus toată, toată lumea asta, ne-au împărțit la trei muzee din oraș. Eu am fost la muzeul Lazo, țin minte. La ne-au dus, la, ne dus la muzeu, toți împreună, ne-au făcut excursii în muzeu și după aia toți am venit în aulele universității și am făcut materialul ca să vadă cine și ce și care au fost admiși, doar o parte jumătate din ei au picat proba scrisă pentru că nu s-au descurcat cu sarcina și nici nu au ajuns la examene. Așa, cerințele erau, într-adevăr, erau foarte mari, așa că eu am dat șase examene ca să ajung. Apoi, la facultate, e vedet că din ăștia 25 și deja eram împărțiți, eram trei, trei trei împărțiri era radio și televiziune, era presa scrisă și erau edituri, poligrafia. Și evident că noi la radio și televiziune pare mi se eram șase sau șapte. Și chiar de la anul 2, chiar de la anul 2, noi trebuia să facem practică, să fim fiecare în redacție. Cine a fost coleg? Așa, coleg de grupă, <laughs> la anul întâi, ce te-am intrat? Rudmila Barbă, ulterior a fost directora Moldova Internațional. Anatol Golea, Angela Chișlaru, ea a fost fondatoarea revistei Nunta, prima Culoscută. după aia. A fost Galina Codreanu, da, jurnalism și... Tatiana Vlas, acum este la Moldova 1, răspunde de toată emisia de la Moldova 1. A fost Galina Hâncu, o jurnalistă foarte, foarte bună, ulterior a plecat, a plecat în Franța. Așa, cine au... Că, am fost de la edituri, fetele de la edituri Ulterior în presa scrisă Sunt mai puțin cunoscute publicului așa Pentru că dar, dar adică au perseverat în profesie Pur și simplu se memorează cei care apar pe sticlă mai mult deci, Dacă <laughs> ai, ai intrat greu la facultate Te țin după asta anu, de profesie am, așa, Politicianul dar... și ambasadorul nostru Bun, băieții au luat la armată și ulterior, când s-au întors în armată, au nimerit în altă grupă. Dar primii trei ani i-am făcut pentru că noi, din grupa noastră de 25 de oameni, la final am fost 17. De aia și. <laughs> Dar a fost. A, am avut niște ani de facultate extraordinar. Și în același timp, chiar de ne-am integrat în mediul chiar, chiar de la început. Îți spun că de la anul 3, noi, deja eram la televiziune, noi făceam materiale, noi, într-un fel, am fost învățăcei. Și eram atât de fericiți pe atunci, în timpul acela, la televiziune, Vă mai spun o picanterie la televiziune. Era o ospătărie extraordinară și atunci nu prea erau în, la noi în, și, și cu niște prețuri, cu niște prețuri accesibile. accesibile, pentru că probabil aveau ei niște, niște parteneriate cu niște gospodării. Da, un jurnalist bun trebuie să fie sătul. Da. Se zice că jurnaliștii fac întotdeauna gastrită sau ulcer, pentru da, deci da. că nu mănâncă la timp. Și noi chiar fiind studenții, noi cei care eram la, la, la radio și televiziune, noi ne duceam și, și, ne făceam drum chiar și în zilele când nu trebuia să venim aici, dar noi veneam și ne duceam și noi la cantina televiziunii și eram atât de fericiți pentru că iarna când era frig și în oraș nu era nimic, la, la cantina, la cantina televiziunii erau chiar și salată de roșii, erau așa și noi ne alintam un pic, parcă făceam și noi parte din mondenitate. Da. Făceați Asta, parte, nu? Făceam parte, pentru că chiar am muncit. Uite, și am avut norocul și nu eram, nu eram deloc neteziți pe cap. Pot să-ți mai spun că eu, prima din toată grupa, eu am făcut primul material în, în televiziune. Cum s-a întâmplat? Nu, nu că am avut tare mare dorință. Eram la anul 3 și în practica noastră era doar ca să facem cunoștință cum lucrează televiziunea. Doar atât. Nu trebuia să, să mai faci observați. Nimeni. Să observăm. Și eu uh, mă duc eu prima zi, a doua zi, a treia zi, a patra zi, mă vede un șef de secție. Și uh, mă ia la rost, mă vede pe coridor, dar tu ce cauți aici? Eu am început să bângui. păi iată, eu sunt la practic redacția agricolă. Doamne, eu și agricultura, eu care din literatură și în genere nu aveam acasă nimic, dar m-am pomenit că eram la practic în redacția agricolă. Și el zice că, ce cați tu aici? Păi zic, iată, sunt la practic. Ia nu intră în biroul meu. Se mă măsoară pe mine de jos până sus și zice că, auzi, uite, îți dau o scrisoare, tu citești scrisoarea, sondezi terenul și te duci faci materialul. Iau eu scrisoarea aceea, ajung, încep să citesc. <coughs> Apropo, era o problemă care ulterior, doamne, cum se, mai, cum se mișcă totul pe spirală. Erau problema satelor, satelor bătrâne. La Condrița era, cum la noi, comună, erau două sate într-o gospodărie și un sat se dezvolta, și alt sat era lăsat de izbeliște. Și era o problemă că atunci la Condrița nu exista nici grădiniță, nici punct medical, nu era nimic era o practică că noi la televiziune lucram cu întreaga echipă, nu era era regizor de sunet, era operator, era iluminator, pentru că erau camerele cele mari, mari, pe timpuri care făceau filme de cinema. Și întreaga echipă, atunci eram vreo 8, 9, 10 oameni ne duceam și nu putea să-și permită luxul să meargă și filmam pe, pe pelicula cinema. Eu am apucat și perioada când se filma pe pelicula cinema și trebuia să fie foarte bine documentat pentru că fiecare cadru era scris pentru că nu puteai să-ți permiți luxul să cheltui pelicula care era foarte scumpă. Și te duceai la sondarea terenului, făceai materialul, scriai textul și după aceea pleca toată echipa. Eu am luat scrisoarea aceea critică am citit eu despre Condrița, m-am dus la Condrița, am vorbit cu cei de acolo, am vorbit cu lumea, am venit aici, am scris textul, mă duc și el zice, citește textul meu. Iată, acum îl cheamă pe regizorul principal, zice că, uite, o vezi, luați și vă duceți și faceți materialul. Eu îmi dau seama că a fost, uite, a fost norocul meu pentru că colegii mei au făcut primele materiale peste un an și după o practică, dar eu am fost aruncată să, să not fără dorința mea ori te negi, ori ești la suprafață am avut norocul de un regizor uh, care a făcut studii la Moscova și era un profesionist de excepție, el s-a uitat la mine și îmi zice era un rus și îmi zice că Gutiera noi ne ducem dar să nu spui la nimeni că ești studentă că dacă echipa o să afle că ești student, o să uite la tine. Adică nu mi-a spus, mi-a spus numai atât, nu spui la nimeni că ești studentă. Ne ducem noi de acolo unde se pornea întreaga echipă la filmare și el ajungem acolo și el face prezentările și zice că ăsta este redactorul nostru nou. <laughs> Ca să, să nu mai fie întâmplări și întrebări. Ne ducem noi la Condrița, și aici a fost norocul profesioniștilor, pentru că, să-ți spun sincer, au filmat niște imagini, eu nu știu, probabil bune pentru, pentru Oscar. Pentru un film? Pe, pentru un film, dar un film bun. Pentru că eu după aia m-am mutat la imaginile acelea, nu a fost meritul meu. Pentru că am ajuns la centru celălalt medical, erau niște scări care uh, puteai să te afunzi. Dacă puneai piciorul, nu era sigur că piciorul nu o scazi cu totul. Și el, el, practic, a coordonat totul și el uh, zice că te urci pe scările astea. Și a filmat niște imagini chiar de film. Un film adevărat, pentru că uh, toate momentele astea ca să vezi, iarăși, iarăși norocul. Eu ce zic, nu știu ce a avut Dumnezeu în gând cu mine, pentru că când s-a montat, eu am avut grijă de text, el a avut grijă de imagini, la montaj, și când a montat subiectul, a ieșit un subiect care a fost, pe atunci era la televiziune la Moldova 1, era, era un concurs, cel mai bun subiect al săptămânii și subiectul ăsta a fost desemnat cel mai bun subiect al săptămânii și a fost pe panoul de onoare. Ați fost angajată imediat? Nu, 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 nu. Nu am fost angajată imediat pentru că uh, nici nu te angajai dacă nu, te, nu încheiai facultatea. Nu erau angajați studenți, dar uh, noi puteam să facem, să lucrăm adică pe bază de onorariu, pentru că era sistemul de onorariu și puteam să colaborăm cu ei și chiar am colaborat. Și primeam niște bănuți care erau niște bănuți de, destul de bunicei, un supliment la bursa noastră foarte foarte bună. Și atunci ați pornit în acea călătorie de 30 de ani, pe da, la Televiziunea da, Națională. Da, așa este. 31 de ani am lucrat la Televiziunea Națională și nu îmi pare rău nici pentru o zi, dar a fost o, o dedicație totală. Și mă bucur că am avut norocul să cunosc adevărați maeștri ai televiziunii. Eu am apucat perioada de aur a televiziunii. Și pentru că cei ce se făcea atunci, în perioada de aur, din păcate, nu se mai face. Fiecare ce vă amintiți acum? Oamenii cu care am lucrat. Mi-amintesc, pur și simplu, era gândit fiecare cadru, fiecare imagine. Fiecare text, fiecare. Atunci un prezentator, un om ca să iasă în emisie, el trebuia să fie bun, bun, bun. Uh, erau lecții de dicție, zeci și sute de lecții de dicție. Era pus la punct fiecare uh, fir de păr, fiecare machiaj. Poate că acum cineva se zice că era exagerat, dar nu era exagerat, pentru că oamenii care apăreau la cadru deveneau din start vedete și deveneau din start niște etaloane. Oamenii se străduiau, uh, marea majoritate, să fie asemeni lor. E adevărat că femeile se îmbrăcau dacă puteau asemenea prezentatoarelor și își făcea chiar și coafurele pe Așa atunci. este. Pentru un post de, de crainic, pentru un post de crainic, atunci la concurs veneau câte 7-8 mii de oameni. Eu de multe ori am fost martoră când se făceau concursurile astea și eu mi vedeam tot teritoriul cel la televiziune, era negru. Veneau și din 7 mii de oameni să alegi tu unul, era dificil. Era dificil. Și, se, și, nu se arunca omul în emisie, cu el se lucra mult, se lucra absolut la tot, la, 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 la vă spun, la vestimentație, la machiaj, la, la, dar dicția, nu, tu dacă gângăveai, nu, aici nici, nici, nu se discutau. Altceva este că dacă făceai și o greșeală, erai, <gângătări> pierdeai, adică nu, nu aveai dreptul la greșeală. Nu aveai dreptul la greșeală. Te-ai fi De dat afară? Iar, da, da, erai dat afară, nici nu se, nici nu se discutau. Sau erai scos la emisie, bun, depinde ce greșeală dacă o făceai, dar erai scos la emisie și rescai niciodată să nu mai apare. Pentru că atunci și sonorizarea textelor nu o făcea fiecare reporter. Erau oameni speciali care sonorizau textele pentru că dacă tu nu aveai o dicție bună sau nu puneai accentul logic, atunci, de ce o Mariană Bachnaru rămâne o Mariană Bachnaru? De ce un om care a fost rămâne un om care a fost? Pentru că, într-adevăr, se, se muncea foarte mult. Dar și avea posibilitatea să crești. Adică, și conducătorii care erau îți ofereau oportunitatea asta, ca tu să, să fii, să faci. Și de asta de astea se munceau foarte mult. Dar, cum, calculatorul este foarte simplu. Atunci, ca să afli o informație tu trebuia să stai în bibliotecă să afle tot despre interlocutorul tău și ba este ceva. Dacă tu aveai oamenii care îți vin la tine în program, tu te străduiai să știi totul despre ei. Cum să știi? Te duceai și răsfoiai presa scrisă, vedeai ce scrie lumea. Acum ai dat pe prietenul nostru Google și el îți spune totul. Atunci, într-adevăr, erau zile și nopți nedormite. Cred că foarte multă lume vă cunoaște de la bună dimineață. Bună dimineața, a fost mult mai târziu, mult mai târziu. Dar este cred eu proiectul dumneavoastră de suflet, acolo unde v-ați afirmat nu doar ca jurnalist, dar și ca un manager bun. Așa este. Cum a fost mai greu? Să fiți șefa sau să fiți subalternă? La mine a fost totul nu știu cum a venit de la, de, de la sine în ce sens, pentru că eu am trecut toate etapele în televiziune. Și pentru mine e, nu, eu știu cum se face și cum se mănâncă pâinea asta. Atunci eu am avut norocul într-adevăr să lucrez în telematinalul cel vechi, emisiunea aceea matinală care era difuzată apropo și în România, că România când a fost după ce a picat regimul Ceaușescu, ei aveau TVR-ul, avea doar două, două ore de emisie seara și când a fost aplicat regimul Ceaușescu, atunci ei preluau de la noi telematinalul vechi și uh, emisia noastră, care era de trei ore, eu am fost atunci cu uh, Sergiu Corcebaș, cu Rina Fusu, din pleiada celor care am muncit la telematinal, și uh, eu când am fost, când s-au uh, uh, au dispărut hotarele și eu când m-am dus prima dată în România, că ne doream să ajungem la mare în România, și am fost la Mangalia și eu atunci prima dată în viață m-am simțit vedeta pentru că am ajuns cu copiii, copiii mei încă mici și cu soțul și ne-am dus uh, la odihnă în Mangalia și când ne-am coborât seara la restaurant soția patronului restaurantului era cu copilul mic și era în restaurant și s-a uitat la mine și m-a recunoscut Ea era, admira, uh, admira uh, emisiunile noastre și s-a apropiat atunci patronul și zice, mă întreabă, spuneți-mi, sunteți de la, de la Moldova, din Moldova, de la televiziune? Și eu zic da. Și atunci în fiecare seară, patronul restaurantului, pe masa unde noi luam masa, ori era coșul cu, cu, fructe, ori era sticla de vin bun și atunci copiii mei, va, cei de bine! Și din doamna de la televiziune nu m-a scos și copiii mei, va, cei bine cu tine! Oare de seară ce o să ne mai aducă? Uite, era un respectul pentru munca care ești. După aia a fost o pauză s-a închis programul din mai multe motive și un an de zile toată lumea a fost împrăștiată în alte redacții și atunci vreau să vă zic că președintele companiei era Gonța, un profesionist și un om extraordinar, dar noi am lucrat la telematinal. Ei erau prezentatori atunci și ne cunoșteam tangențial, pentru că eu îmi prezentam emisiunile mele. Ei, făceau, ei prezentau emisiunile colegilor care nu aveau dreptul de emisie să iasă în emisie dar oricum se vede cine și ce costă și el știa de capacitățile mele și atunci se dorea un program și se, se dorea total ceva nou și el și Alexandru Grosu era directorul televiziunii și m-a chemat atunci Alexandru Grosu într-o zi și zice că mai gutiera. era noi vrem, noi vrem un program nou, total nou. Tu te apuci să-l faci? El și Gonța, eu atunci, zic, nu știu. Și atunci ei mi-au zis din start, avem o condiție și îți dăm toată libertatea de decizie, dar faci, eu zic, zic, dacă vrei ceva nou, atunci trebuie să fie total și oameni noi. Și atunci ei zic că dar asta, asta ne dorim și noi. Și atunci, pentru prima dată, ei mi-au lăsat libertatea. Am luat din cei vechi cu experiență din televiziune, doar erau patru regizori. În rest, toată echipa de la bună dimineața a fost o echipă nouă. Pe care deja o țin minte și Pe eu. Pe care o echipă nouă total. Noi am făcut concurs au venit la concurs toți, toți tineri. Mulți dintre ei nu aveau studii jurnalistice, dar erau buni. Și practic jumătate de an s-a muncit pentru coș. Jumătate de an cu fiecare dintre ei s-a făcut ore. Ei mergeau la filmări. Noi analizam fiecare reportaj. Adică s-a muncit așa cum se muncea în perioada de aur a televiziunii și eu sunt mulțumită și Dumnezeu să-l ierte pe domnul Gonța, chiar, chiar, sunt pe baza proiectului, conceptului meu, s-a creat redacția. Pentru prima dată în istorie și ultima. Atunci au apărut două emisiuni noi care au făcut istorie în Republica Moldova. Este Bună dimineața și este Tanti Ludmila Show. Astea sunt două proiecte care de atunci, eu nu știu dacă au mai fost proiecte de, de așa amploare. Pentru că, și a lansat o pleiadă de jurnaliști, da, de tineri jurnaliști. Așa a lansat o pleiadă de jurnaliști care, și o pleiadă de jurnaliști care, chiar dacă nu au fost angajați, dar au trecut practica la Budă dimineața, ulterior s-au afirmat în diferite televiziuni și eu mă bucur pentru fiecare dintre ei. Dar nu a fost întotdeauna lapte și miere la televiziune? Da, dar la televiziune niciodată n-a fost lapte și miere. Dar nu e despre asta azi. Și vreau să vorbim acum despre o supărare de a dumneavoastră. După ce ați plecat de, te de la televiziune, uh, pare mi se la un an sau așa ceva, uh, televiziunea a avut un jubileu. Da, da. Și nu ați fost invitată la sărbătoare? Nu am fost invitată și, apropo, vreau să zic că după ce am plecat, chiar nici nu m-au invitat niciodată. De ce? Nu știu. Știi, atunci când am plecat, atunci când am plecat la Consiliul de Observatori a Televiziunii, a companiei Tele Radio Moldova, atunci membrii Consiliului care atunci chiar mi-au dat va banca întrebarea, zice că, cât am se analiza proiectul, zice că și acum ce vă luați, noi, noi deja nu avem dreptul să facem bună dimineața, pentru că fiind un proiect de autor. Așa cum este bună seara lui Mircea Surdu. Eu am putut să-l iau și emisiunea să se închidă. Da, și ei m-au întrebat, pentru că știau că dreptul meu, pentru că redacția s-a format, dar s-a format pe baza proiectului, conceptului de autor. Și m-au întrebat, și vă luați proiectul cu dumneavoastră? Dar eu zic nu. De ce să-l iau? Eu doar mă voi bucura ca să fie în continuare și să se muncească în continuare la ei. Ei au rămas un pic uimiți pentru că s-au așteptat că eu am să iau, am să... Nu, loc sub soare este pentru toată lumea. Categoric, eu nu știu de ce așa se întâmplă. Pentru că eu eu am o stimă și un respect pentru oamenii care au fost până la mine adevărații profesioniști, indiferent că au plecat în altă parte sau, sau, au plecat la pensie sau unii dintre ei au rămas în televiziune. Apropo, cu colegii mei ne întâlnim din când în când și suntem în relații foarte bune. Dar eu întotdeauna, nu știu, eu mi-aduc cu drag aminte de profesorii mei indiferent la facultate, în școală, ulterior în viață, de ce generația actuală uită? Nu știu. Chiar, chiar nu îmi găsesc răspunsuri, dar nici nu vreau să i caut răspunsuri. Ați urmărit după asta ce s-a întâmplat la televiziunea națională? Sincer, nu. Nu știu de ce. Sincer, nu am urmărit și paradoxul am să zic un lucru care nu știu e bine sau nu, dar uh, de câteva ori am așteptat pe o colegă la poarta televiziunii că te mai întâlnești cu mașina și o luam cu mașina și înduceam duceam la o pizza, undeva să stăm la un ceai și m-am prins la gândul că, uite, așteptând-o la poarta televiziunii, m-am prins la gândul că nu-mi doresc să intru. Și atunci m-am... Un pic mi-a zic, mai gutiera, stai, ce-i cu tine? tu aici ai muncit 31 de ani. Cum să nu vrei să intru? Și atunci mi-am dat seama că eu sunt un om care dacă închide o ușă, el a închis-o. Pentru că în cazul dat eu când am închis o în ușă, pentru mine s-a deschis alta. Și eu, fiecare om are anumite perioade în viață și trebuie să mergi cum evoluez, doar mergând mai departe. Și uite, eu mă bucur și eu doresc foarte mult ca televiziunea să evolueze. Eu mă bucur și mi-aș dori să aibă emisiuni interesante, pentru că e postul național de televiziune și trebuie să aibă emisiuni interesante. Dar eu deja vreau altceva. Mie îmi place să mă simt bine acolo unde sunt. Și eu am lumea mea, viața mea, eu mă simt bine în radio, eu mă simt bine în alte proiecte. Eu întotdeauna, în afară de faptul că am lucrat la Moldova 1, eu am prezentat foarte multe spectacole. Eu am prezentat multe festivaluri. Și eu oriunde am fost, eu m-am simțit bine. Și uh, noi nu putem să, să stagnăm, să stăm la același... Uh, pe același loc. Eu, apropo, uh, niciodată n-am crezut că mă voi duce din televiziune. <laughs> Aici voiam să ajungem. Eu v-am cunoscut uh, pe dumneavoastră pe viu, față în față, acum câțiva ani, când uh, formând uh, redacția radio trebuia să adunăm echipă. Nici nu mă gândeam pe atunci că veți spune da acestei provocări. Pentru că ulterior, chemându-l și pe domnul Andrei Porubin, știam că dumnealui e îndrăgostit de radio. Însă în cazul dumneavoastră aveam foarte mari dubii, pentru că după 30 de ani de televiziune, să lași tu televiziunea pentru radio, e un pas destul de greu. A fost și alt ceva care v-a motivat să veniți la radio decât uh, dorința de a încerca ceva nou. A fost o provocare, uh, poate eu știu că în 30 de ani te simți confortabil, te faci da, confortabil. Da, te faci confortabil. Uh, sincer, eu nu știu de ce am făcut. Eu am venit atunci la radio cu gândul să refuz frumos pentru că îi cunoșteam pe cei conducătorii de atunci ai radioului și în raport cu care aveam o stimă și un respect deosebit, pentru că Curita Borisovna o ținea minte de, din epoca de aura televiziunii și ea întotdeauna a fost, întotdeauna a fost cochetă, inteligentă, cultă, citită. Și chiar o admiram, deși nu am, nu am, nu am lucrat într-o redacție nici, dar dacă televiziunea era doar din oameni, personalități pe atunci, evident că urmăreai. Și eu, din stima și respect, atunci am venit cu gândul ca să nu-i supăr și să vin cu un refuz frumos. Ba chiar am luat și un tablou. Țin minte, și și așa, un album. Și un album, Așa ca să zic că, uite, mulțumesc mult pentru încredere, dar nu. Și uite, am stat atunci la un ceai, am stat de vorbă și uite, zice că măi, zic că în principiu nu, uh, uh, nici nu insistăm, dar gândește-te, dar poate faci-o. Și eu zic că, dar cât cât să mă gândesc, știi așa? Am spus-o într-o glumă, nu era timp și zice că uh, nu mult, doar vreo două zile, că altfel noi oricum trebuie să ieșim și acolo am ieșit am venit încă așa ca să nu mă simt jenant și să nu se simt jenant, am mai luat o colegă care sunt prieteni de, erau prieteni de familie de ani buni și uite așa am mai cochetat noi, am ieșit de acolo și eu într-un moment zic, zic, da poate chiar să, să, să vin, să, să... dar nu mai vii tu, uite asta. Și atunci eu țin minte că mi-am sunat copiii. Băiatul era la Praga, Fica la București, îmi sunt, sunt ca și zic, uite, mami, știi, uite, uh, am o propunere și mă tin cam să mă duc, am să o accept. La care fica îmi zice că de mult trebuia, eu de câte ori îți spun, tot cu atâta cu Moldova 1, trebuia de mult să te duci și ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Băiatul, băiatul îmi zice că tu să lași Moldova 1. Da, nu mai lași tu! Vici, <gânguia> da, nu mai cred! Zic, nu, Iurie, îmi pare că chiar am să, am să facă. Dar nu te cred, uite! Reacția. Reacția, reacția copiilor mei. Dar eu atunci, știi, uh, Chiar eu nici în ziua de astăzi nu știu ce am, Pentru că eu, într-adevăr, aveam de gând că am să mor de la Moldova 1 acolo. Am să, am să mă scoată, pentru că eu eram total... Nu știu, eu 30 de ani am deschis și am închis Moldova 1. Cred și v-ați îndrăgostit de radio. Chiar m-am îndrăgostit și mă simt foarte bine. Pentru că, iarăși, eu în genere nu mi-e... Nu mi-e rușină, nu mi-e jenă de nicio emisiune pe care am făcut-o în viața mea. Zic că am început atunci când era Uniunea Sovietică, apoi am trecut toate perioadele și, și, tot ce am făcut în viața mea, eu am făcut cu dăruire, am făcut-o cu oameni frumoși și chiar mă simt bine. Nu, nu, nu am de ce să pun ochii în jos sau să-mi ascund privirea. Altceva este că eu nu am lucrat la știri niciodată. Pentru că asta a fost crezul meu, pentru mine a contat să fiu împăcată cu sine, cu interiorul meu și știu că cei de la știri întotdeauna au trebuit să facă multe compromisuri. Dar eu nu, eu nu sunt omul, eu pot face compromisuri, dar nu atunci când depinde, nu știu, eu pot să fac compromis, aleg o carte în detrimentul altuia sau mă duc la munte sau mă duc la mare. Hai să fac un compromis, chiar dacă eu vreau la mare, dar prietenii mei vor la munte. Eu pot să fac compromisul ăsta și să mă duc la, la, la munte. Dar uite, în cazul profesiei, în cazul prieteniilor, în cazul. Eu devin foarte dur atunci când văd incompetența. Eu devin foarte rea atunci când văd obrăznicia. Și uite, în ultimii ani, probabil. Asta m-a determinat să fac pasul. În ultimii ani, Moldova 1 era într-o stagnare continuă. Pentru că atunci când am pornit proiectul Bună dimineața, noi eram în uh, jur de 40 de oameni. Era fiecare om știa rostul, fiecare om știa uh, locul său, fiecare își făcea meseria. În ultimii, uh, cred că vreo 2-3 ani, în fiecare zi era câte ceva. Ori se strica mașina, ori venea camera cu rebut, ori se îmbăta un șofer și nu aducea lumea la lucru, ori în fiecare zi era câte, un, câte o situație de genul ăsta la care pur și simplu nu le mai te obosea și în loc eu sunt gata să nu dorm nopțile pentru creație, să te gândești la un material, să te gândești cum să faci, dar, dar să rezolvi niște lucruri care pur și simplu ele nu să te să încerci, nu, cum să-i spui și cum să. Cum să nu fie omul la serviciu? Sau cum să să se ducă la o filmare și să vină fără sunet? Pur și simplu să filmeze și să nu fie sunet. Uite, lucrurile astea pur și simplu nu încap. Tu începi să te iriți din interior, tu începi să îți să, să, asumi niște lucruri care pur și simplu, într-adevăr, nu se merită, și să propui oamenilor un produs de care tu să simți să nu, că fii mândru. să nu fii mândru. Și uite, probabil și asta, uite toate lucrurile astea, zic, dar nu, eu nu pot, iarăși, și eu nu, nu mi-am dorit să văd Moldova unu muribundă. Eu totuși prefer prefer să, să o am în amintire pe acea perioadă bună care, care este, dar ea deja devenea așa, că, și eu nu puteam face nimic, că atâta timp cât eu am simțit că prin efortul și prin munca mea pot schimba ceva, eu nu am plecat de acolo. Pentru că eu am mai avut oferte. Eu în viața asta am avut câteva oferte foarte bune. Și din punct de vedere material, și, și a statutului în societate. Eu am avut câteva oferte foarte, foarte bune. Și eu le-am refuzat. Pentru că eu credeam că pot schimba ceva. Eu mă bucur că ați acceptat oferta asta pentru că așa v-am cunoscut eu și am avut ocazia să stau zile întregi alături de dumneavoastră și să învăț multe, să fur din meserie. <laughs> pentru asta vă sunt recunoscătoare. Totuși am trăit alături de dumneavoastră și o perioadă în care v-ați confruntat cu anumite dureri pe interior din cauza faptului că ați fost blamată de societate pentru alegerea făcută. Că radioul unde ați venit nu era tocmai pe placul tuturor. Și deși de fiecare dată ați spus că eu vin la un matinal, eu nu fac politică, s-au găsit oameni care să vă critique pentru alegerea făcută. Cum le răspundeați și cum ați trecut peste acea etapă? Pentru că eu știu că ați trecut peste ea. Și astăzi sunteți mult mai calmă, mai rece la criticile aduse de alții. Dar vreau să zic că eu chiar am trecut uh, ușor ușor peste asta. Pentru că îți zic și uh, uite, mai repet încă o dată: nu mi este rușine de nicio emisiune pe care am făcut-o în viața mea. Că am făcut-o la Moldova 1, că o fac la Sputnik, că am să o fac în altă parte, uh, nu contează. Pentru că eu. Eu am adus în vizorul publicului oameni și situații despre care trebuie să vorbești. Și pentru mine contează omul. Că cineva înțelege, că cineva nu înțelege, că cineva recunoaște sau că cineva nu recunoaște, asta este problema lui. Eu, mulți știu că eu am fost în India de câteva ori. Eu vreau să zic că eu am cunoscut în viața mea niște oameni care, de la care am învățat foarte mult din punct de vedere a interiorului și a atitudinii față de, de tot ceea ce te înconjoară. Eu încerc să fiu în armonie cu Universul, făcând abstracție unii oameni. Dar uh, uh, Shakespeare, da? Dar cine sunt judecătorii? Cine sunt? Cine să ne judece, da? Cine să ne judece? Eu în viața mea am avut niște profesori, nu mulți, pentru care cuvântul lor cu adevărat a contat, cei care m-au învățat meserie. Dar am avut și profesori care, bun, i-am respectat că sunt profesori, dar de la care nu am luat nimic. Și în cazul oamenilor care, acum este prea multă răutate pe rețele de socializare. Eu, eu mă uimesc de ce este atât de, mult răut, atât de multă răutate. Eu am crezut că pandemia o să ne învieță mai multe. Eu am crezut că pandemia o să ne învieță să fim mai buni din păcate, nu pe mulți, pe mulți, i-a făcut mai răi. Și nu poți, eu zic de multe ori, oare de ce noi creăm idoli? Pentru că fiecare dintre noi greșește. Și de multe ori zic, oare perioada stalinistă nu ne-a învățat că nu trebuie să facem idoli? Oricare ar fi ei. Pentru că noi, fiecare dintre noi, la locul unde este, Trebuie să-și fie să facă corect meseria și să fie corect unul față de altul. Cu răutatea nu, 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 nu obții nimic. Eu nu sunt omul care să iasă la uh, demonstrații. Eu nu sunt omul demonstrațiilor. Pentru că eu consider că acolo, în gloată, nu se rezolvă nimic. Se rezolvă o problemă la masă de tratative, se rezolvă o problemă atunci când fiecare dintre cei vin cu niște argumente, și hai într-adevăr să, dacă vrem o schimbare, hai să vedem cum facem schimbarea asta. Pentru că gloata, da, noi foarte mulți se lasă manipulați, fără ca să vrea. Și oamenii buni se lasă manipulați. În genere, acum în societate sunt atât de multe manipulări. Apropo de manipulări, că tot din cauza lor s-au creat în ultimii ani, cam așa, în ultimii ani, așa zisele liste negre. Liste pentru anumite evenimente, uh, liste pentru anumite apariții, unde anumiți oameni nu trebuie să treacă. Da. Și știu că dumneavoastră ați avut curajul, deși nu, nu ar trebui să fie un curaj. E un fapt pe care putem să-l facem. Uh, să spunem lucrurilor pe nume, că uneori nu e bine să împarți în albi și negri atunci când e vorba de profesioniști. Nu că uneori. Întotdeauna. Deci trebuie să ținem cont de, de profesionistul din față și nu de viziunile sale. Dumneavoastră ați avut curajul să spuneți atunci când un om nu a fost promovat, deși merita, să o spuneți franc, deschis. deschis. Da. Și ați fost și pentru asta criticată. Da. <laughs> Ce părere aveți, dumneavoastră, în general despre aceste liste? Eu știu că e cumva o discuție de culise că nu ar trebui să scoatem asta în față, că sunt oameni supărați. Cu toate acestea, atunci când vine vorba de oameni din cultură uh, și de repartizarea lor după criterii politice, mie mi se pare deja absurd. Aveți un mesaj pentru cei care poate încă nu au făcut, dar se gândesc să facă o listă neagră? E prostia omenească. Eu vreau să zic că liste negre au fost întotdeauna și de multe ori tacite sau. Pentru că, uite, eu am început când era Uniunea Sovietică. Și atunci, mulți dintre colegii mei tot ziceau că acela, după aia, s-au pomenit prin Parlament și că nu ne-a dat voie să invităm pe XYZ. Eu și în timpul celălalt, în programele mele, a fost și. Hadârcă și uh, oameni uh, și Mihai Cimpoi care era adică le-a interzis, dar mai avea niște cucuie și da, la ședință îți mai zicea, dar eu am îndrăznit și i-am adus la televiziune și ei au fost și nu mi-a tăiat nimeni capul. Înțelegi? Mulți au speculat cu lucrul ăsta ca pe urmă să-și facă capital politic și să se facă cu funcții și nu mai zic eu de centre independente de jurnalism și alte organizații care s-au făcut peste noapte mari apărători, dar în esență atunci n-au avut curajul. Eu am avut curajul și pe timpul telematinalului cela și, și iată, da, nu știu cum să -ți zic, au fost multe conduceri eu nu am fost omul care să intre în birourile șefilor niciodată, deși am avut o carieră așa de la sine în toată televiziunea și nu am fost, nu am, nu am făcut, nu știu, parteneriate sau nu, nu m-am dus niciodată cu poșta nici într-un birou, nu am fost în favoruri la niciun șef, dar vreau să zic că toți care au fost, m-au Și la ședințele, în toate timpurile și în toți șefii care s-au perindat, eu fiind uh, în postur și așa mai departe, eu am zis lucrurilor pe nume. Nu am fost în favoruri, dar nici nu mi-au tăiat capul. Dar eu am avut curajul să o spun inteligent și să o spun fără înjosire și fără atac la persoană. Exact același lucru și acum. Eu încerc, nu știu dacă cineva mai urmărește postările mele, câteodată mai sunt și eu mai dură, dar sunt dură atunci când într-adevăr nu poți tăcea și încerci să spui lucrurilor pe nume și atunci îți sar în, în cap unii oameni care vin cu niște argumente care chiar nu sunt argumente. Ce zici tu de cultură? într-adevăr se, se, promovea. Mie, mie, uite, se schimbă, se schimbă regimurile, dar metodele rămân aceleași. Asta e trist. Pentru că fiecare dintre noi, parcă lumea ar trebui să evolueze. E și logic, da, noi ne mișcăm, noi suntem mai deștepți, noi avem cunoștințe mai multe, noi suntem mai erudiți, dar călcăm pe aceeași greblă, și îți dai seama că regimurile se schimbă, dar metodele rămân aceleași și pur și simplu o gașcă se, o schimbă pe alta și care este evoluția noastră? Spuneți-mi, vă rog, sunteți supărată pe sistem? Mm, nu cel de acum. Că cel care nu, funcționează de nu, la o vreme nu, în nu, 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 uh, uh, nu, e, uh, nu sunt supărată, dar mă doare. Adică eu supărări în genere nu am. Eu nu pot fi supărată pe nimeni pentru că și pe nimic, pentru că așa este. Dacă îl citești acum pe Eminescu, parcă ar fi e atât a, de actual, atât de actual de parcă ar scrie despre situația noastră de astăzi. Și de aia eu nu, nu, chiar nu sunt, eu nu am supărări, eu nu am supărări și eu nu sunt supărată nici pe oamenii care m-au trădat. Pentru că asta este viața lor. Mă doare pentru că știu că viața ar putea fi și alta. Uite, eu asta nu înțeleg, și asta, asta sunt, nu știu, nemulțumirile mele, da, interioare, pentru că oamenii și, și dacă oamenii și-ar coopera, nu știu, și-ar aduna energia pentru a construi și, și în ziua de astăzi, și cu același sistem care este actual, de exemplu, același dacă vorbeam de cultură, da, același Minister al Culturii, dacă ar aduna echipa și oamenii care într-adevăr au substanță cenușie și sunt corecți indiferent că uh, sunt membri de partid sau nu sunt membri de, a, de partid uh, zice că hai să încercăm să facem mai bine cum să facem mai bine? Uite, cineva vine cu o idee, cineva vine cu o altă idee și, și uite în discuții se naște adevărul da? și uite, haideți, cum mergem? Dar la noi, din păcate uite, rânza moldovianului este Să pe finalul acestei discuții a trecut atât de repede. Ne-am planificat o oră, dar cred că avem peste o oră și jumătate. Și în discuțiile pe care le-am avut noi anterior, deseori vorbiți despre energia pe care trebuie să o transmitem și despre acel bumerang pe care l-am pomenit și în cadrul acestei discuții. V-a reușit de cele mai multe ori, nu știu dacă întotdeauna, să fiți bună cu cei de alături. Și am auzit acest lucru de la oameni din diferite domenii de activitate. Pentru că ați interacționat cu oameni din cultură, din politică, specialiști în domeniul economiei. Chiar aveți o carte editată cu un economist care mai scrie și versuri. Și îmi dau seama că ați reușit totuși să găsiți cheița pentru fiecare om. Nu știu cum. Poate e un dar de la Dumnezeu, poate că oameni ca dumneavoastră sunt mai, mai rar întâlniți pe, pe acest pământ. Tocmai de asta eu sunt tare fericită că am avut această discuție astăzi și sper că cei care ne vor asculta vor înțelege. Iată școala veche, da? Mie îmi place școala veche. E bună și asta nouă, dar parcă mai multe învățăm din, din școala aia veche. Știu că aveți un vis pe care îl realizați deja, încetul cu încetul. Este vorba despre parcul păcii. Vreau uh, să încheiem frumos această discuție și să ne povestiți, să ne inspirați, să ne spuneți ce e cu acest proiect, la ce etapă este și cum vă putem ajuta. Să facem și noi ceva bine pentru Gutiera Proda. Da, e un vis. <laughs> nu știu... Um fiecare dintre noi are niște vise mai mari sau mai mici de fapt nici nu contează contează să ai visul și să trăiești în acest vis acest visul ăsta nici nu știu dacă, dacă vis eu am văzut un asemenea parc în India cu mai mulți ani în urmă vreo 13-14 ani în urmă când am fost ne-au făcut o excursie și am fost în parc cu Păcii eu am rămas cu gura căscată și zic vai ce de bine dacă ar exista unul de, de asemenea gen și în Moldova. După aia m-am interesat în lumea, sunt patru parcuri ale păcii și zic, al cincilea trebuie să fie în Moldova. Bun, eu nu pot. Eu uh, am făcut multe niște, ni, niște nebunii cândva, cu mai mulți ani în urmă, chiar am participat la o licitație și am luat, 3, uh, am luat în arendă trei hectare de pădure, de codru, cu gândul, măi, că mai vorbisem cu niște lume, zic, zic facem, construim un parc al păcii, uite, să aibă acces, să fie o ore de, de, biologie, literatură, mai vedeam. Toată lumea zice că foarte bine, foarte bine și factorii de, de decizie și acolo m-am mai dus eu cu scrisori toți au zis că foarte bine, nimeni nu a mișcat niciun deget, am plătit eu arenda celor 3 hectare, vreo 4-5 ani la, ur, la rând, m-am înglodat în niște datorii, am plătit și niște penalități și am dat pădurea gratis înapoi <laughs> celor de la Mot Silvia, deși eu o luasă în arendă, pentru că om de afaceri, de spani din mine nu vezi, dar eu mi-am dorit, eu practic am luat în arendă nu ca să fac business, dar ca să fac acel parc. Acum este pe un vârf de deal, la Bubuieci. Deja am pus, cred eu că nu îngheață iarna asta, am pus 15 pini, am pus vreo 4 brazi, am pus o magnolie și, și sper că va fi un parc al păcii în care lumea să aibă parte să vină și să se simtă pur și simplu bine să facă abstracție de griji, probleme, să fie într-o lume a naturii. Am pus 16 tufe de lavanda și cred că vreo 50 de trandafiri <laughs> și sper că va fi acest colțușor de rai, încețișor, pentru că omul cu sine nu ia nimic și uite, la un moment dat, la un moment dat, astăzi ești, mâine nu ești. Ce rămâne în urma ta? Rămân niște emoții frumoase, niște amintiri, rămâne un copac, rămâne, rămâne ceva care, într-adevăr, tu îl faci să-l oferi celor din jurul tău. Și asta îmi doresc și îmi doresc cât mai mulți oameni care să înțeleagă lucrul ăsta. Pentru că viața, cu adevărat, este unică. Este una și merită ca fiecare moment al vieții noastre să-l trăim frumos. Împăcat cu sine. Cine ne lipsește nouă este să fim sinceri cu oamenii din jur, dar și cu noi, cu propriul nostru, cu propria noastră persoană. Vă mulțumesc tare-mult! Și acesta e un mesaj de final perfect. Eu, înainte de discuție, nu v-am anunțat despre tradiția pe care o am în cadrul acestor interviuri. O să vă rog și pe dumneavoastră, la fel cum am făcut -o și cu ceilalți invitați, să scrieți pe acest bilețel un nume al unui om care vă este tare drag sufletului și a cărui poveste de viață credeți că trebuie să o cunoască mai multă lume și a cărui poveste poate inspira și pe alții la lucruri bune. De asta noi o să încheiem discuția noastră aici. Vă las câteva minute pentru meditație și să scrieți aici numele persoanei pe care ne încredințați să vină aici pe scaun. Cu mult drag, știu mai mulți, știu mai mulți, dar am să scriu unul și pentru că fiecare dintre doi are niște povești de viață. Și fiecare dintre noi sunt oameni care cu adevărat de la care cu adevărat pot să înveți ceva. Mulțumesc tare mult. Cu drag, succes și cât mai multe momente frumoase.